În conformitate cu prevederilor donației de urgență 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, un număr de 19 autorități publice locale din județul Sălaj au semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un total de 26 de contracte de finanțare a unor obiective de investiții în continuare, demarate în cadrul unor programe anterioare finanțate de la bugetul de stat. Valoarea totală alocată județului Sălaj pentru continuarea unor proiecte de alimentare cu apă, canalizare menajeră și reabilitare de drumuri în cadrul subprogramelor Modernizarea Satului Românesc și Infrastructură la nivel județean este de 9,1 milioane de lei. Astfel, comunelor Vârșolți, Almașu, Pericei, Treznea, Fildu de Jos, Letca, Hida, Benesat, Creaca, Meseșenii de Jos și Mirșid, li s-a acordat suma de 4,5 milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte de alimentare cu apă. Comunelor Camăr, Letca, Pericei și Rus, 1,4 milioane de lei pentru canalizare menajeră, alimentare cu apă și canalizare. 1,4 milioane de lei pentru canalizare menajeră și alimentare cu apă și canalizare. Comunelor Dragu, Ilianda, Crazna, Someș-Odorhei și Meseșenii de Jos, Camăr, Plopiș, Treznea și Fildu de Jos, 2 milioane de lei pentru reabilitare și modernizarea unor drumuri comunale. Consiliului Județean Sălaj a fost alocată suma de 1,1 milioane lei pentru reabilitarea drumului județean 108A pe porțiunea Bogdana Agriș. Citez, prioritare sunt lucrările executate și neplătite, lucrările ce se pot finaliza acolo unde nevoia de fonduri nu este foarte mare și celelalte lucrări în continuare. Pentru acest an nu se finanțează lucrări noi. Beneficiarii vor trebui să-și notifice antreprenorii și să revizuiască graficele de execuție a lucrărilor în funcție de sumele alocate pentru 2013. Nu încurajez pe nimeni să angajeze lucrări a căror valoare este mai mare decât sumele aprobate, a declarat Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj.